Valentin Dumitru, numai puțin de 6 jucători ai Stelei în careu. Minge lovită de unul dintre jucătorii constanțeni și este 1-0. Aici a fost vorba de noroc, dacă Steaua a invocat ghinionul până acum, acum a fost o minge norocoasă care s-a lovit, cred, de un fundaș al, în ultima fază, de un fundaș constanțean. Trică a fost 1-0, scorul ultimelor 3 jocuri, Steaua Farul aici în Ghencea. Sezonul trecut, celor... Viat mingea venită din centrarea lui Dumitru, foarte ușor, cu capul, balonul l-a atins în mod evident pe Senin și a intrat.